Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 1. Urare. Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat din morți, și toți frații care sunt împreună cu mine, către bisericile Galatiei. Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Nestatornicia galatenilor. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Evanghelia lui Pavel. Fraților, vă mărturisesc că evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altădată în religiunea iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea, și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin Harul Său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său ca să-L vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. După 3 ani m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile. Dar n-am văzut pe niciunul altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului. În cele ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, nu mint. După aceea m-am dus în ținuturile Siriei și Ciliciei și eram încă necunoscut la față bisericilor lui Hristos care sunt în Iudeia. Ele auzeau doar spunându-se, cel ce ne prigonea odinioară, acum propovăduiește credința pe care căuta să o nimicească odinioară. Și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea.